Este aglomerație la ghișeele caselor de pensii. Românii care nu au cel puțin 15 ani de vechime în muncă se înghesuie să cumpere anii care le lipsesc. Mai pot face acest lucru până la finalul lunii. Costul unui an de vechime se raportează la salariul minim actual, lucru care îi nemulțumește pe oameni. Sorina se pregătește să-și depună dosarul de pensionare, dar nu îndeplinește condiția celor 15 ani de cotizație. Recent i-a aflat că își poate completa stagiul cumpărând vechime. Când am aflat, acum poate 3 săptămâni, o lună, și cum am aflat de la unii și alții, probabil că sunt încă mulți alți cetățeni români care sunt în străinătate și n-au nicio idee. Sorina nu a lucrat deloc între 2011 și 2015. Anii respectivi îi plătește însă la nivelul salariului minim de astăzi, adică 3.000 de lei brut. O lună de cotizație costă cel puțin 750 de lei. Am nevoie de aproximativ 3 ani și 9 luni pe care aparent trebuie să-i plătesc la rata de plată din zilele de astăzi. Statul poate încasa cel puțin 54.000 de lei de la cei care vor să-și cumpere maximum posibil. Cei care nu au cel puțin 15 ani de vechime în muncă își pot completa stagiul de cotizare până la finalul lunii august. Un an de vechime costă 9.000 de lei și pot fi achiziționați maximum 6 ani. Angajații casei de pensii cu greu mai fac față numărului mare de cereri. Este o aglomerație la ghișeu datorită faptului că la 31 august 2023 se încheie ordonanța. Consider că ar trebui totuși prelungit pentru că aducem bani la bugetul de stat. Sunt mai multe motive pentru care românii nu au reușit să strângă 15 ani de cotizație, aproape toate legate de tranziția de după comunism. Fie au plecat în străinătate și nu au acoperit cei 15 ani și nici nu au avut contract de muncă acolo, fie au lucrat și angajatorii nu le-a plătit contribuțiile către stat. Specialiștii recomandă celor care solicită să cumpere ani de cotizație să calculeze cu atenție înainte. Ca regulă generală, cei care sunt foarte aproape de acel stagiu, de obținerea acelui stagiu, un an, câteva luni, 2-3 ani poate s-ar putea să merite, și este interesant, se pare, doar dacă mergi pe contribuția minimă. Până la începutul lunii august, doar în București s-au semnat peste 3.800 de contracte și s-au încasat mai bine de 50 de milioane de lei. Potrivit estimărilor, statul ar încasa în total peste 2,5 miliarde de lei.